Plătitorul român de impozite și taxe este luat pe sus de vârtejul modificărilor fiscale la început de 2018, iar investitorii străini se uită circumspecți către noi. Din cauza unor modificări insuficient detaliate și neexplicate, care vorbesc de micro-întreprinderi, deductibilitatea dobânzilor pentru capitalul împrumutat, de societăți străine controlate și de transferul de business. Pentru noi, investitori străini și antreprenori români deopotrivă, este important ca orice modificare fiscală să aibă loc gradual după un studiu de impact temeinic. Cota unică a reprezentat un avantaj strategic pentru România. Suntem oare ca economie pregătiți să îl pierdem din cauza unor probleme de colectare și monitorizare? Află alte subiecte fiscale fierbinți la conferința anuală EY din 18 ianuarie.